Vă salut pe toți dragi apicultori, cei care ne urmăriți. Astăzi, 29 iulie la noi, am venit în suspină ca să fac o filmare, cât de mult nu am făcut. Vreau ca să arăt situația la câteva familii. Am familia de pe Cântar. Vreau să arăt o familie care a fost mai puternică, să vedem ce fel se prezintă în cuib. Și o să mai prezint una medie și una cu regină de anul ăsta, care s-a schimbat din primăvară. Anul acesta, după cules, a fost ca în 2019. Răsărita a înflorit mai târziu și a ținut foarte puțin, dar am avut un cules destul de bun. După ce am scos mere puțin, au mai băgat în capuri. La general, dacă n-or să mai culeagă, că mai avem puțin răsărit înflorită, o să avem așa, cam, cred că o medie de vreo 7-8 kg în stup. Sunt stupi cu mai puțin, care au fost cu 3 caturi, majoritatea eu am luat caturile deasupra și care au fost ramele mai goale, le-am pus la căpăcire. Familia dată de pe Cântar, eu am făcut un roi înainte de le aduce la floare. Am pus două foiți. Am încercat anul acesta la câteva familii să pun așa benz și o să vedem dacă o să fie diferență la care am pus și la care n-am pus. Am pus două foiți, o foiță a doua aici, o foiță ultima. După cum știți, de anul trecut sau care v-ați mai uitat, în timpul floarii soarelui, reginile numai ouă, ramele albi, și eu le pun așa mai aproape de urmă ca să nu dispart cuibul în două. La familiile date nu mai umblu deloc. Aici avem ceva rămășeți de puiet, avem păstură. Albina anul acesta a scăzut mai tare la cules, s-a uzat, ce-a făcut nu știm, dar cam așa, ultima n-are rost să scoatem, că e și umflată și e mai plină. Eu pun la urmă ramele albe, pentru că dacă o să aibă nevoie de miere în centru cuibului, el o să le tragă și asta îmi permite ca să nu umblu la familii. Albinele mai au ceva puiet căpăcit. Așa, pur și simplu o să arăt ca să puteți compara situația. Eu de deblocat, pentru că tare des aud cu blocatul ăsta, cu deblocatul. Nici nu deblochez, nici nu nimic. Văd că mai este ceva larvar. Acum culesul s-a terminat cam. Cântarul este pe zero. Au timp să mai ridici miere în cap, să consumi. Uite aici larvar frumos. Are albina unde să lucreze. Avem și regina. Este o regină făcută de mine anul trecut. Este cam mărunțică din cauza că nu prea au avut unde să pui puiet. Acum albina o hrănește și ea să mărească. Este o carnica din sclinar, mi se pare. Aici iar avem puiet, păstură.
care s-au uitat în alți ani, știu că aici peste 2-3 săptămâni o să fie 6 rame de puiet. Aici se căpăcește frumos. 6-7 rame de puiet. O să luăm câte o ramă și o să dăm la roiuri. Și aici avem ceva puiet. Și ultimele, ca de obicei, sunt pline cu mire. Aici la fel. Față de alți ani, albina este mai puțină, dar eu cred că este destulă. Peste o săptămână o să extrag caturile și o să le duc la staționar. Acolo o să fac inversarea la caturi. După ce extrag, cât albina este în cat și jos e destulă. Din partea asta aici la fel. Ramele din cat au mere până în margine. Cred că dintr-o parte de acolo poate să căpăcească. Ele acum, dacă nu or să aibă cules, or să iei din margine merea, o să mai ridice de jos și or să înceapă a căpăci. Da, uite, începe a căpăci. Să vedem ce face o familie care a bătut recordul la mere. Clar, cred că. De ce eu nu extrag din cuib sau să deblochez, ele singuri își fac treaba lor. Să vede cum aici este semănat 100%. Albina rama, să vede că a fost până jos cu mierii. Ea ridică în sus sau consumă, pentru că are nevoie de multă hrană. De ce nu schimb ramele din cuib? Nu-mi place la cei care deblochează sau umblă în cuib, pentru că în cuib este păstură, este miere din tot anul și albina își pregătește din timp pentru iarnă. Am avut o ploaie bună acum la sfârșit, a fost curată la noi în zonă. O să avem polen pentru dezvoltarea de iarnă.
au din așa de dedesubt. Regina Petru Sakara. Vedem că nu s-a blocat. Are o lemn pe împrejur la puiet. Cam așa, avem larva așa aici. Cred că încolo nu mai are rost să arăt, că sunt două rame cu miere. La general, cum se prezintă, care au mai puțin albine, care au mai multe, dar e situația bună. Сейчас мы убили. Я кому плачу, слышу, приеду. Он че пусть сам не албин, а бенешор.
Aici avem semănat larvar, aici la fel, regină. Cum sunt familiile date de așa tip, cam puțină mâncare au, adică să trebuiască completate încă. Asta e căpăcită pe în jos. După cum e acum, dacă se dezvolte familia bine, peste 2-3 săptămâni o să trebuiască completate pentru iarnă. Cred că cel mai degrabă, când o să-i extrag acum, o să aleg numai ramele care sunt pline, care sunt la căpăciri sau căpăcite. Restul o să le las și o să fac reversul tatul de desubt și o să își ridice ele singuri sus. Mai arăt una care am schimbat regina din primăvară. Avem păsturul și puiet. Încoace, mi se pare că e numai miere, două rame de miere. Mie îmi place așa, când două sunt căpăcite de sus până jos și încoace sunt coronițele bune. Cum e așa, coronița e foarte mică. Aici avem semănat foarte bine. Aici la fel, larvar, se căpăcește. Aici la fel. Regina. Foarte frumos. De acum cu acei brau are mieri, dar pentru mieri ce e mai important e multă păstură. Ramele de la perete la mine nici nu se discute, la mine în cap
mai mult de 10 rami în stup și sunt îngroșate. În kilograme nu vă spun cât iau pe... Să nu amăgesc că nu le-am cantarit, dar sunt destul de grele. Cam asta am vrut să vă prezint cum e situația la mine. Eu zic că e normală. După cum a fost anul acesta, a fost unul destul de bun. Puțin mai complicat, dar de acum trebuie să ne învățăm cu provocări din toate părțile. Da, și principalul pentru noi apicultori ca să ridicăm productivitatea pe stup. Adică nu contează că prețul e mare, e mic, principalul ca merea să meargă și să ridicăm productivitatea pe stup ca să putem să avem un venit. Eu vă salut, numai bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze!